Iorinde și Ioringhel, autori frații Grimm. A fost odată, în străfundul unei păduri de nepătruns, un palat străvechi, iar în el locuia o femeie singură care era o mare vrăjitoare. În timpul zilei se prefăcea în pisică sau bufniță, iar seara era din nou om. Ea avea puterea să ademenească păsările și animalele sălbatice pe care le tăia, apoi le mânca. Dacă se apropia cineva cam la 100 de metri de palat, se oprea și rămânea înțepenit pe loc, nemai putând să plece până ce nu îl dezlega ea. Dar dacă se nimerea o fată nevinovată, o prefăcea în pasăre și o închidea într-o colivie, iar colivia o încuia într-o cameră a palatului. Vrăjitoarea avea închise 7.000 de fete, toate prefăcute în păsări minunate. Era pe atunci o fată pe care o chema Iorinde și era mai frumoasă decât oricare alta de pe lume. Ea și cu un tânăr frumos, pe care îl chema Ioringhel, se iubeau și erau logodiți. Odată, dorind să se vadă, să poată vorbi în tihnă, au pornit în pădure să se plimbe. Iorinde, vezi să nu te apropii prea mult de palat, i-a spus Ioringhel. Era un amurg frumos. Soarele apunea printre ramurile copacilor și o turturea cânta cu jale într-un fag bătrân. Iorinde s-a așezat în bătaia soarelui și a început și ea să se tânguiască, iar Ioringhel asemenea. Se simțeau înspăimântați de moarte și, căutând în preajma lor, au văzut că s-au rătăcit, neștiind încotro să mai apuce spre casă. Soarele nu se mai vedea decât pe jumătate, căci începuse să apună după deal. Băiatul, scrutând prin desișul copacilor, a dat cu ochii de palatul străvechi. S-a speriat și de frică a început să cânte așa. Pasăre, ce chin și jale! Ai de cânți așa cu foc? Ea, de frica morții sale, uguia a nenoroc. Deodată, Ioringhel, privind-o pe Iorinde, o văzu prefăcându-se într-o privighetoare care scotea triluri minunate. O bufniță cu ochii de jeratic a zburat de 3 ori pe deasupra lor, strigând tot de atâtea ori, hu, hu, hu! Ioringhel a înțepenit și el, rămânând nemișcat ca o statuie. Nu putea nici să plângă, nici să vorbească, nici să miște mâna sau piciorul. Soarele apusese. Bufnița a sărit într-un tufiș și de acolo a ieșit îndată o babă slabă, cu ochii roșii și nasul coroiat care îi ajungea până în bărbie. Mormăind ceva, a prins privighetoarea și a dus-o cu ea. Ioringhel nu putea să vorbească și nici să se miște din loc. Privighetoarea dispăruse, iar baba s-a întors și a spus cu un glas șușotit. Sănătate, Zachiel! Când va ieși luna în coș, leagă, dezleagă într-un ceas bun. Atunci Ioringhel a fost dezlegat. A căzut în genunchi și s-a rugat de ea să-i o dea pe Iorinde, dar baba i-a răspuns că nu o să o mai vadă niciodată. Apoi a plecat. Tânărul a început să strige, să plângă, să se jeluie, dar toate în zadar. Doamne, ce o să se aleagă de mine? Ioringhel a plecat de acolo și a ajuns într-un sat străin. Aici a rămas multă vreme, paznic, la oile oamenilor.
De multe ori se ducea și dădea ocol palatului, dar nu se putea apropia prea tare. Într-o noapte, a visat că a găsit o floare roșie ca sângele, în mijlocul căreia era un mărgăritar mare și frumos. A rupt-o și s-a dus cu ea la palatul din pădure. Acolo, de cum atingea ceva cu floarea, pierea orice vrajă. A mai visat că în chipul acesta o dezlegase și pe Iorinde. Când s-a trezit de dimineață, s-a apucat de căutat pe dealuri și câmpii să găsească o astfel de floare. Tocmai în ziua nouă de dimineață a găsit acea floare roșie ca sângele. În mijloc avea o boabă de rouă mare cât mărgăritarul cel mai frumos. A luat floarea și a mers. A mers zi și noapte, până ce a ajuns la palat. Când s-a apropiat cam la 100 de pași, a văzut că nu mai împietrește și că poate înainta până la poartă. Ioringhel nu mai putea de bucurie. A atins poarta cu floarea și ea s-a deschis. Intră și ascultă cu atenție unde sunt păsările. În cele din urmă le-a auzit și, ducându-se într-acolo, a găsit-o pe vrăjitoare, hrănind păsările închise în cele 7.000 de colivii. Dar fiind atât de multe privighetori, de unde să știe care e Iorinde? Cum se uita el, a văzut că baba ia pe ascuns o colivie cu o pasăre și se duce spre ușă. Într-o clipă a fost lângă ea, a atins colivia cu floarea, și apoi a atins-o și pe babă. Astfel, i-a luat puterea de vrăjitoare. Iorinde redeveni tot așa de frumoasă precum fusese mai înainte, iar Ioringhel le-a prefăcut și pe celelalte păsări în fete, cum fuseseră, și s-a dus cu Iorinde acasă, unde au trăit multă vreme fericiți împreună.